Deputații și-au dat votul, bugetarii vor avea începând de la 1 ianuarie 2017 sau chiar din luna decembrie acestui an salarii mai mari. Impactul bugetar al creșterilor salariale este de 4,85 miliarde de lei. Aceste măriri au avut loc în contextul grevei declanșate de Sanitas, declarată ulterior ilegală de ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru. Doresc să vă spun că tocmai s-a încheiat votul pentru această lege. Pot să anunț faptul că începând cu data de 1 ianuarie, profesorii și cadrele didactice, medici și personalul sanitar vor avea salarii cu 15% mai mari față de momentul actual. Deci vorbim de 1 ianuarie 2017. Vreau să vă informez că deputații ALDE au votat, au susținut acest proiect. De asemenea, PSD-ul a votat și a susținut acest proiect. Liberalii au decis însă să absenteze de la ședință. Astfel, hotărârea a fost luată cu 185 de voturi pentru, cvorumul fiind de 178 din totalul de 356. Surpriza neplăcută a venit de la guvernul Cioloș, care nu a dorit ca acest proiect să fie votat. Prin reprezentantul lor, ministrul Muncii, a anunțat că se opun acestei măsuri, dar cu totul și cu totul neplăcut a fost absența totală a deputaților PNL din sală. Deci consider că ei, prin gestul acesta de a lipsi de la vot, nu doresc practic mărirea salariilor profesorilor, cadrelor didacticilor, medicilor, personalului sanitar. Deci de foarte multe ori îi auzim cum clamează binele sănătății și binele educației, clamează, dar de vota nu votează. Cred că este o demagogie ceea ce fac ei și asta a dovedit încă o dată că pe fond nu susțin aceste două sectoare. Astfel, deputații au hotărât majorarea salariilor de bază începând cu 1 decembrie 2016 pentru personalul din sănătate, inclusiv personalul administrativ, în medie cu 15%. Majorarea salariilor de bază începând cu 1 decembrie 2016 pentru personalul din asistența socială, în medie cu 15%. Calcularea sporurilor ca procent aplicat la salariile majorate pentru personalul din sănătate și asistență socială. Majorarea salariilor de bază începând cu 1 ianuarie 2017 pentru personalul din învățământ, didactic, nedidactic și auxiliar, în medie cu 15%. Majorarea începând cu 1 decembrie 2016 cu 25% a salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Stabilirea salariilor pentru personalul din cadrul caselor de asigurări de sănătate județene și din cadrul direcțiilor județene de sănătate publică la 85% din nivelul salariilor majorate pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Stabilirea salariilor pentru personalul din cadrul Agenției Române de Salvare de Vieți Omenești pe Mare, similar cu drepturile salariale ale personalului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Plenul Camerei Deputaților s-a întrunit luni după amiază cu începere de la orele 16. Este ultima întrunire a acestui legislativ, întrucât parlamentarii intră în vacanță pentru campania electorală.